Prețul unui bilet de intrare la acest meci este de doar 5 lei și cu siguranță iubitorii handbalului din Zalău vor umple până la refuz capacitatea sălii. Înaintea celor două meciuri amicale cu Germania vom susține două partide împotriva naționalei de tineret, care este anticamera echipei de senioare. Primul meci va avea loc la Baia Mare, iar al doilea se va disputa la Zalău duminică începând cu ora 17. Suntem în pregătire, profităm de faptul că lotul de tineret se pregătește la Zalău începând de miercuri 19 martie și în ideea de a recompensa suporterii noștri de handbal care ne-au susținut pe parcursul campionatului în campania de calificare în play-off, am gândit ca duminică să facem un joc de pregătire la Zalău, astfel încât cei care vor fi la sală să poată urmări practic tot ce are mai bun handbalul românesc la ora actuală, a declarat managerul sălăjan Gheorghe Tadici. Trebuie precizat faptul că Naționala de Tineret a României se va reuni mâine la Zalău sub comanda tehnicianului Popa Sevișteanu. Din lotul HC Zalău fiind convocate portarul Ana Maria Inculeț și jucătoarele Claudia Constantinescu și Eliza Cicic. Tot de mâine se va reuni la Baia Mare și Naționala de Senioare, pregătită de Gheorghe Tadici, iar de la Handball Club Zalău a fost convocat capitanul echipei Georgiana Ciuciulete.